părți mari din organism. Chimioterapia însă sau orice alt medicament antineoplazic poate să o facă. Din fericire, a spune, pentru că citostaticele sunt niște medicamente eficiente, dar sunt și foarte toxice, din păcate, și asta ne limitează și pe noi și pacienții atât în rezultate cât și în capacitatea de a accepta aceste tratamente. Din fericire, tind și vor ajunge probabil pe un plan secund, nu cred că se va renunța la chimioterapie, dar va ajunge să fie o altă formă dintr-un complex mult mai mare de tratamente. Și cele noi despre care mă întrebați sunt, de fapt, probabil mai degrabă în două tipuri, mai ușor de încadrat. Unele se numesc terapii biologice, care se adresează unor receptori, de obicei receptori care favorizează creșterea sau metastazarea acestor celule maligne. Cealaltă și mai nouă și probabil cea mai în vogă la momentul de față este imunoterapia. De când a apărut această imunoterapie în tratamentul bolnavilor oncologice? Ca și concept, 30 sau 40 de ani. Ca și aplicare, în particular în forma actuală, 5 sau 6. Deci este chiar ceva de dată foarte recentă și câmpul ei de aplicare se extinde exponențial. Deocamdată nu o putem folosi în orice fel de boală malignă, pentru că nu funcționează sau poate pur și simplu n-am găsit molecula perfectă. Dar putem să o folosim într-un moment sau altul în aproximativ 75-80% dintre cancerii la ora actuală. Care ar fi cancerele care nu pot fi tratate cu această metodă? Nu aș spune că nu pot fi, sau poate mai bine nu pot fi la momentul de față. Sau au rezultate mult mai ineficiente, mult mai slăbuțe. Metoda în sine, principiul metodei, ar trebui să funcționeze oriunde, pentru că vorbim practic de o stimulare a sistemului imun împotriva acestor celule maligne pe care nu le mai recunoaște în afara tratamentului. Asta face imunoterapia, de fapt. Nu atacă propriu-zis celula imună, ci reînvață sistemul imun să o recunoască ca pe un străin, ca pe un dușman, astfel încât acesta s-o poate ataca singur. Acest tratament merge mână în mână cu chimioterapia sau se încearcă întâi chimioterapie, ulterior acest tip de medicație? Nu, cred că se completează și avem și combinații de astfel de tratamente. În cancerul de plămân, de exemplu, în unele situații se folosesc împreună. E un protocol mai complex cu citostatice folosite de altfel și înainte, la care s-a adăugat și imunoterapia. Ideea ar fi să, pe de o parte, să potențeze distrugerea, pentru că și chimioterapia tot acest lucru îl face, și prin distrugerea indusă de chimioterapie să expună din ce în ce mai multe antigene, fragmente de celulă practic malignă, distrusă, la celulele sistemului imun, astfel încât acestea să le fie mult mai ușor recunoașterea. Știm că acest tratament dur, și anume chimioterapia, produce mari efecte asupra corpului uman. Pe lângă faptul că distruge celulele bolnave, le distruge și pe cele sănătoase. Drept urmare, căderea părului intervine și multe alte lucruri care afectează puțin și psihicul pacientului pe lângă boala în sine. Sunt pacienți care refuză în momentul de față sau refuză în general chimioterapia tocmai din aceste motive? Din păcate, da. Și asta e probabil vina noastră ca și corp medical. Pentru că tot ce trebuie este o educație probabil mai bună. De asta vă și mulțumeam la începutul emisiunii, pentru că asta încercăm să facem și în momentul de față. E adevărat că sunt niște medicamente foarte toxice. Pe de altă parte, toxicitatea aceasta variază foarte mult de la pacient la pacient. Ține atât de starea lui generală, de alte afecțiuni pe care le poate avea, de faptul că a mai făcut sau nu chimioterapie înainte, poate nu este la prima linie de tratament, chiar și de vârstă, deși pentru noi vârsta nu, în sine nu reprezintă neapărat o contraindicație de a face un tratament. E adevărat că distruge în special celulele care se înmulțesc repede, pentru că nu are o țintă propriu-zisă, ci practic este legat exact de această proliferativitatea celulelor, atât maligne, din păcate, și cele normale, da, inclusiv cele ale folicului pilos, de exemplu, de aceea căderea părului, dar toată situația asta se întâmplă, de fapt, pentru 6 citostatice, nu pentru toate. Sunt utilizate mai mult în cancerul mamar, din păcate, 2 din ele, de aceea, și care e un cancer foarte frecvent, și, de asemenea, femeile primesc mult mai greu această problemă.
nu neapărat medicală, cât psihologică în cazul lor. De aici și concepția generală că dacă faci chimioterapie scade părul. Nu e adevărat. Dacă faci câteva medicamente, se întâmplă lucrul ăsta. Și în plus, din nou, în ziua de azi avem o serie lungă de medicamente care ajută la prevenirea, la îndepărtarea sau măcar la ameliorarea acestor efecte secundare. Nu am o experiență atât de lungă, nu știu, sunt 18 ani, nu știu dacă e mult sau puțin, dar s-au schimbat foarte multe lucruri în oncologie în această perioadă. S-au schimbat și față de descrieri mult mai vechi, sunt cărți care s-au ocupat de lucrul ăsta, cum e celebrul Babilon al canceroșilor, de exemplu. Descrierile de asemenea celebre a pacienților care vărsau un ligheanul de lângă pat, nu mai este cazul. Da, nu pentru că cazul. După ședințele de chimioterapie, marea majoritate a pacienților, în următoarele ore, aceste simptome le aveau. Nu mai sunt nici în următoarele ore și de multe ori niciodată. Nu e un medicament, nu e o formă de medicamentație ușor de tolerat. Nici nu vreau cumva să se înțeleagă acest lucru. Nu trece nimeni prin chimioterapie fără să-și dea seama că o face. Ceea ce vreau să spun este că această toxicitate nu mai este neapărat invalidantă, nu mai este neapărat un motiv să nu mai faci absolut nimic, să nu te mai duci la serviciu, să nu te mai poți juca cu nepoții, cu copiii, de exemplu. Deci, circuitul vieții, cursul vieții poate fi urmat cu acest tratament, cu chimioterapie. Odată ce ești informat de lucrurile astea, de ce se poate întâmpla și de ce vezi că se întâmplă pe măsură ce faci, pentru că e un proces, din păcate. Nu vorbim de o singură administrare, ți-a trecut sau nu ți-a trecut. Pe ce perioadă de timp se poate prelungi acest tratament cu chimioterapie, cu citostatice și cu... Și asta depinde de două lucruri. Depinde, în primul rând, de stadiul de boală. Dacă o folosim pentru o boală curabilă, într-un stadiu relativ precoce, care a ajuns sau va ajunge într-un timp previzibil la o intervenție chirurgicală, atunci intervalul este limitat. Și e o limitare care ține în general între 3 și 6 luni. Se fac niște cicluri, prin ciclu noi înțelegem perfuzia și cele 2 sau 3 săptămâni care urmează după aceea, care servesc de fapt la refacerea organismului, a părții normale. Deci după o ședință normale, de chimioterapie urmează o perioadă de pauză de câteva săptămâni. 2 sau 3 în general, cu niște variații care țin de protocol. Cel mai des sunt 3 săptămâni. În aceste 3 săptămâni s-a constatat că au timp și celulele măduvei osoase, care sunt cele mai afectate de fapt, să ajungă înapoi la o valoare aproximativ normală, astfel încât să poți apărea cu un nou ciclu de chimioterapie, cu o nouă perfuzie și să poți susține lucrul acesta pentru 4, 6 sau chiar mai multe. Pentru că asta era situația fericită în care tindem spre vindecare prin intervenția chirurgicală și chimioterapia nu face decât să ajute de fapt chirurgul într-un fel sau un altul. În situația cealaltă, a bolii metastatice, în care putem să ne gândim la o menținere staționară, mai bine zis, a evoluției bolii, care se poate întinde deja pe multă vreme în momentul de față, nu mai avem un număr fix. Deci, practic, se face, ne spun întotdeauna pacienților, că până se poate, până funcționează și până se vrea. Astea sunt cele 3 situații în care ne oprim. În momentul în care toxicitatea devine prea mare, poate prin intermediul timpului, trebuie să ne oprim pentru că ajungem să facem mai mult rău decât bine. În momentul în care nu mai funcționează, în care e evident, după starea pacientului, după rezultatele imagistice, după un examen clinic, că boala progresează în ciuda tratamentului, trebuie oprit sau schimbat cu altceva și pacientul poate la rândul lui să dorească o pauză măcar sau chiar și întreruperea completă a tratamentului. În rest, se continuă chiar și ani de zile, pentru că ajungem, chiar putem să ajungem la niște ani de zile de evoluție. Vorbeați și de 12 ani de tratament. Vorbeam de... Nu sunt niște excepții și sper să vorbim chiar de un fel de regulă la un moment dat. Dar sunt boli și dădeam exemplu melanomului, apropo de melanomului malign al pielii, care prin efectul acestor terapii noi, și vorbesc de imunoterapie aici, am ajuns să avem pacienți în viață încă cu boala prezentă. E poate mult spus vindecați, dar pacienți în viață cu boala metastatică după 10, după 12 ani. Pacienți care în alte vremuri ar fi fost, din păcate, pierduți după 6 luni sau un an.